fost odată ca niciodată, o zi frumoasă de toamnă, 25 octombrie 1999, o zi specială pentru medicina din România. La Spitalul Floreasca din Capitală, o echipă condusă de chirurgul Șerban Brădișteanu a efectuat primul transplant de cord. A fost primul pas care a dovedit că România poate să facă o astfel de operație minune. O inimă nouă de la un donator a fost pusă în pieptul unui bărbat care nu ar mai fi trăit dacă nu primea acest organ. Apoi au urmat alte și alte operații de transplant. Tainele unei astfel de operații și alte câteva dezvăluiri din viața unuia dintre pacienții transplantați le aflăm azi chiar de la doctorul Brădișteanu, omul a cărui inimă bate pentru a face alte inimi să bată în locul celor bolnave. Doctorul Brădișteanu face parte din Galeria Somităților Medicinei Românești. Cât a fost drumul de greu până aici, ne povestește chiar el. Când ați știut că aceasta este menirea dumneavoastră? Care a fost momentul în care decizia a fost luată pentru dumneavoastră și apoi calea pe care ați urmat-o? Decizia de a face medicina am luat-o când am terminat liceul și când am dat la facultatea de medicină. Pe parcursul facultății, îndrumat de tatăl meu, am decis că voi face chirurgie. Pregătirea a fost în direcția chirurgiei, cum unii se pregătesc pentru diferite specialități. Eu m-am pregătit pentru chirurgie și am făcut internatul în chirurgie, deci practic am rămas de la terminarea facultății din anul 5 în domeniul chirurgiei și am urmat toată ierarhia care se făcea pe acea vreme, secundariat, specialitate, primariat, în domeniul chirurgical. Mi-am luat specialitatea în chirurgie generală și după asta în chirurgie cardiacă. Deci cam asta a fost etapa de pregătire pentru chirurgie, iar faptul că așa chirurgia este a doua viața mea s-a derulat în decursul timpului. Nu mi-am imaginat că voi ajunge să fac performanță, că voi ajunge să conduc o secție sau ceva deosebit. Am vrut să fiu un medic și un medic cât mai bun, ca pe undeva să onorez tradițiile de familie, ca să spun așa. Inițial, înainte de a da la medicină, tatăl meu, pe undeva obosit de viață de chirurg, făcută din greu, mă sfătuia că ar fi bine să văd mai mult de viața privată și să caut o profesie care să mi-acorde mai mult timp pentru viața privată decât pentru spital, și susținea că dacă ai să vrei să o faci, va trebui să o faci foarte bine, zice, te asigur că nu te voi lăsa decât să o faci foarte bine. Așa că gândește-te foarte bine ce vrei să faci. Și eu am optat pentru medicină, fără să știu în momentele acelea cât de greu este parcursul ca să ajungi la vârf în medicină, pentru că și medicina poate fi făcută în diferite feluri. Medicina are specialități diferite care pot să-ți acorde mai mult timp liber, pot să te îndrume către cercetare. Chirurgia este o specialitate care necesită, și pe vremea aceea, necesita foarte mult timp de stat în clinică, eforturi deosebite. Era o perioadă când nu aveai acces la literatură, nu aveai acces la experiența din afară, care acum este la îndemâna oricui. Și toate astea necesitau mult mai mult timp de a sta în spital, de a sta lângă bolnav, de a sta lângă diferiți maestri ca să înveți de la fiecare câte ceva. Și prin felul ăsta era mai dificil decât ar fi acum o specialitate. Când ați simțit că asta este menirea? Nu știu, nu pot să o fixez de un moment, pot să spun că a fost o înlănțuire de momente și pot să spun că poate succesul care ți-l acordă ideea de a salva viața unui om te motivează, și cu cât reușești să-ți dai seama că ești mai implicat în a salva viața unui om, cu atât
ești mai motivat ca să o faci în continuare, să o faci cât mai bine. Deci să salvezi cât mai multe vieți, ca să mă exprim așa. Deci nu. Succesul te obligă mai mult decât te lasă să te... Nu, succesul te obligă. În succesul te pedepsește și te obligă și mai tare. Dar și succesul te obligă. Pentru că trebuie să menții acel nivel unde ai ajuns. Succesul nu înseamnă că ai atins un vârf și după asta nu-ți mai pasă. Succesul te obligă, ca și în succesul. În primul rând aș vrea să-mi spuneți ce v-a făcut să considerați că acela era cel mai potrivit moment să luați decizia de a face transplant. Lucrasem în transplant în Franța. Întoarcerea în țară m-a blocat din punct de vedere legislativ să putem face transplant în țară. În momentul în care lucrurile totuși a apărut să legea și începuseră câteva palii de acțiuni de transplant în țară, am dat seama că este momentul să facem lucruri pentru care eram pregătiți de când am fost la Timișoara să facem transplantul. Lucrasem pe partea experimentală și așteptam numai declicul acela care te obligă. A fost un caz care trebuia rezolvat, salvat, a fost o inimă disponibilă și a fost dorința de a face și pentru România această metodă terapeutică, în ciuda neîncrederii din jur. Nu se poate face pe repede înainte o astfel de intervenție. Ea trebuie pregătită minuțios pentru că implică nu numai gestul chirurgical, ăla este poate, să spunem, ultimul care trebuie să-l stăpânești. Trebuie să stăpânești foarte multe probleme de imunologie, probleme de indicații, probleme de terapie intensivă, probleme de îngrijiri postoperatorii. Trebuia să formezi o echipă capabilă să concure la finalizarea, respectiv la reușita unui transplant. Și atunci nu se pot face lucrurile astea, se întind pe mulți ani în urmă, v-am explicat, pe studii făcute în Franța, pe multă literatură, pe echipe pregătite, echipe care au fost într-o structură, s-au schimbat, ne-am mutat din centru în centru, deci nu a fost o... Știi, lumea crede că dacă s-a întâmplat, a fost un accident între două mașini pe care au intrat pe sens opus. Nu! A fost o acțiune pregătită laborios, minuțios, cu mulți ani în urmă. Am fost împiedecați să o facem, repet, lipsa legislației care accepta prevederea, prelevarea de organe, lumea să înțeleagă că poate să fie donator, deci au fost multe lucruri care au dus la acest accident, cum îl numiți dumneavoastră. Era vorba în momentul acela și de curaj, pentru că, vedeți, lumea și ziariștii și astea sunt avizi de senzațional și senzaționalul pentru ei este și succesul și insuccesul. De obicei, nu interesează nimic decât acest aspect. Ați asuma insuccesul într-un astfel de procedeu poate să însemne ca tu personal, să fii urmărit de insucces în cariera ta sau poate să însemne ca tu să compromiți o posibilitate terapeutică, fiindcă se vor găsi foarte mulți care după ce s-a întâmplat vor clama succesul sau vor blama insuccesul. Și în momentul în care insuccesul s-a produs la primul transplant, majoritatea vor spune, a, iată, nu se poate, este o procedură care la noi în țară nu se poate face și... Exact. Și în asta constă curajul de a-l face, de a-ți asuma oprobiu public pe de o parte, oprobiu din casta ta medicală, ca să nu mai vorbesc în momentul ăsta și alte aspecte legale care se ridică și care pot fi interpretate după cum vedeți că le interpretează justiția. În ce marjă de eroare
ce marjă de eroare ai estimat în momentul în care ai intrat în, în sala de operație pentru această primă, pentru acest prim transplant? Eu personal eram convins că va fi bine. Altfel nu cred că aș fi avut curajul să bâșbăi. Pe de o parte eram totuși tânăr, entuziast, participasem la operații afară și mi-am dat seama că nu este așa un miraj această operație, ci este ceva care se poate face și dacă este pregătită, trebuie să reușească. Poate că dacă aș fi fost, eu știu, un profesor cu renume, ca să spun așa, care avea de apărat o poziție de catedră, o, eu știu, o citadelă în care ei se așa ascund, aș fi zis, da, de ce să risc eu? Eu nu prea aveam ce să risc decât numele meu, care, repet, nu era profesorul cu tare sau cu tare. Era un medic primar cu niște specializări în chirurgie cardiacă. Și eram convins că ceea ce fac, salvez pe omul acela, folosesc o inimă care altfel s-ar fi pierdut și s-a dovedit că am avut dreptate. Era o barieră pe care cineva trebuia să o învingă. Era vorba să demonstrăm că este ceva care se poate face și în țara asta și pentru care merita să te lupți. Și merita să pierzi chiar faima. Pierdeai faima atâta, pentru că meseria și cunoștințele nu putea să ți le ia nimeni. Dar cu siguranță te-ar fi tăvălit în toate felurile de tabloide care există pe piața de scandal. Repet, a fost o foarte bună marfă de vândut pentru ziariștii de scandal. Totdeauna când te trezești după operație sunt două reacții. Una, mă refer la operație de cord. Aproape că nu-ți vine să crezi că s-a petrecut operația. Și a doua, nu-ți vine să crezi că ești în regulă, că e bine. Începi să-ți controlezi toate segmentele și tot ceea ce poți face ca să fii sigur că nu este un vis și este realitate. Mai departe, ce visează fiecare și asta este ciudat și ține de gradul de intelect al pacientului care se trezește după o astfel de operație. Nici nu știu dacă mulți dintre ei, dintre pacienți, realizează foarte clar ce li s-a întâmplat. Mai ales că în perioada aceea când practic nu prea se vorbea de transplant, nu se știa, chiar nu cred că au avut timp să se gândească înainte ce i se întâmplă. El a fost mulțumit că după un stop cardiac a reușit să trăiască, să aibă alt aer, altă, mă refer la cantitatea de aer, la altă respirație. Nu cred că își punea el probleme filozofice. Dar pentru dumneavoastră, când au fost momentele de emoție? Sau nu e permis să ai emoții? Depinde ce înțelegi prin emoție. Sigur că ești emoționat și că există o încărcătură din asta, dar care este copleșită de adrenalina necesară ca să faci lucrul ăsta. Poate emoția este în zilele următoare când verifici ce s-a întâmplat și cum merge pacientul transplantat în momentul operației și astea nu prea sunt emoții pentru că ești concentrat, n-ai timp să filozofezi, să... Sigur că nu este simplu, e viața unui om în mâinile tale. Asta nu se înțeleagă nimeni, că în momentul când ai oprit o inimă la orice pacient, nu la transplant. În momentul ăla, fără discuție, a intersectat cu viața lui. Și nu poți să spui că este o emoție care face parte din meseria asta. Gândiți-vă că tu ești cel care oprești inima și în foarte mare măsură ce se întâmplă ulterior depinde de tine. Cât ești de precis, cât ești de rapid, cât ești de corect în ceea ce faci. Corect mă refer la atitudine terapeutică. Și atunci toate lucrurile astea, știți cum, se cântăresc în minute, în ore. Omul ăla a fost și e posibil după să nu mai fie. Deci asta
fără discuție, este o emoție care o trăiești zi de zi la orice operație. Și numai faptul ăsta că oprești inima, care cât am vrea noi să fim de ridicați în slăv, ce doctor suntem, inima reprezintă a fi sau nu fi viața. Așa de mici, aoleu, să nu se oprească inima. Asta este ideea. Și atunci, sigur că nu te poți elibera de toate stresurile astea numai pentru că ești doctor, ești chirurg și că te ocupi de inimă. Sigur, nu poți să pui un cor de copil într-un individ de 120 de kilograme, dar ceea ce te împiedică undeva este, așa zis în termeni medicali, incongruența între diferite diametre. Deci ce e posibil ca aorta la receptor să aibă 3 cm și donatorul să aibă 1 cm jumate. E bine, asta ține de maestria chirurgului să le potrivească și să le sudeze una de alta. Este practic o ajustare, ceva care necesită experiență, intuiție, fantezie, dacă vreți, ca să găsești cea mai bună tăietură prin care să obții această potrivire între două diametre care sunt total diferite. Și asta te ajută ca să poți utiliza inimi în general mai mici, pentru că de obicei inima care trebuie explantată, scoasă, deci, este mai mare. Este o inimă bolnavă care s-a luptat cu diferite boli și a crescut în volum. O inimă sănătoasă pe care e preferabil să o transplantezi este o inimă mai mică, o inimă viguroasă care nu s-a dilatat, nu s-a hipertrofiat, deci. Și atunci, de obicei, poți să pui o inimă mai mică într-o cavitate pericardică, pentru că plămânul va veni și va compensa diferențele de volum dintre ele în timp. Asta este, hai să spun, secretul unei ghilimele potriviri chirurgicale între diferitele segmente donator-receptor. Câte inime ați pornit? Că dumneavoastră vorbeați foarte... Așa de multe că le-am uitat numărul. Nu cred. N-aveți... Ba, sigur că avem statistici și aș putea să le... Nu, statistica asta personală nu aveți? Nu. Niciodată nu am dorit nici statistici, nici decorații. Cât mai mulți, în orice caz, pot să spun că nu am refuzat și că am operat maximum ce s-a putut opera. Un lucru care ar fi trebuit înțeles că de-a lungul existenței chirurgiei cardiace, noi am fost foarte, foarte mult limitați ca și număr de operații prin finanțările care au fost date. Vreau să spun că înainte de 90 erau infime, după aceea au început să crească, dar fără să poată echilibra necesarul. Și atunci e greu să spui că ai operat cât ai fi vrut, ai operat cât s-a putut. O operație este legată nu numai de chirurg, ci mai ales la noi. Tehnic este foarte important de fondurile care au fost alocate pentru aparatură, pentru dispozabile, pentru toate, de multe ori pentru personalul care puteai să-l formezi pe post, câte posturi au fost date, câți medici s-au putut angaja, multiple opreliști în a face chiar cât se poate. Nu mă îndoiesc de faptul că în cariera dumneavoastră ați avut și momente în care, în ciuda tuturor eforturilor, succesul nu a apărut. Și aici nu a mai ținut de știință, ci de acel imprevizibil. Asta ar trebui să înțeleagă mai multă lume, că nu suntem Dumnezei. Că facem tot ce este posibil conform științei și priceperii noastre pentru a ajuta un om. De multe ori omul ăsta, când ajunge la noi, constatăm că nu s-a ajutat aproape deloc. Adică a ajuns într-un stadiu al bolii care face intervenția chirurgicală sau tratamentul extrem de dificil și cu posibilitatea de reușită mult redusă față de ce s-ar fi putut face dacă el se controla periodic, dacă vedea într-un stadiu al bolii care se putea trata cu succes. Dar, repet, ideea asta că ai venit, te-am preluat, te-am tratat și automat trebuie să fii bine,
nu este valabilă. Aș vrea să vorbim un pic și despre cât au evoluat condițiile în care se realizează transplantul. De acum 19 ani și până în prezent, să facem o scurtă paralelă, e mai simplu astăzi, mai ușor pentru un medic să ajungă la nivelul de pregătire la care să intre în sala de operație și să facă un transplant? Sunt convins că este mult mai simplu. Mult mai simplu. În primul rând, dotarea este, cel puțin la noi, foarte bună. A evoluat și evoluează, pentru că evoluează tehnica. Și noi suntem foarte mult axați pe tehnică, de la pompe, aparate și toate astea. Mâna chirurgului a rămas aceeași, dar și ea s-a perfecționat în timp, făcând numeroase proceduri. Materialele care le folosești au evoluat foarte mult și atunci sigur că este mult mai simplu. Din păcate, ceea ce nu a evoluat, hai să spun, paralel cu evoluția aparaturii tehnice, este omul, este cel care face, respectiv chirurgii. Ne izbim de lipsa chirurgilor, ne izbim de faptul că mulți au plecat în străinătate, în cu totul și cu totul alte condiții și în special materiale de lucru, și atunci este greu să vă spun că per global, evoluția a fost pe toate planurile excelentă. S-au dat fonduri mult mai multe, s-au făcut progrese în ceea ce privește donarea de organe, s-au făcut diferite instituții de stat care se ocupă și coordonează, deci este un progres net. Și în ciuda acestor progrese, cifrele ne arată că nu stăm foarte bine în ceea ce privește transplantul de cord în România. Este foarte greu să socotești transplantul ca și producția de țiței a țării, care ați vrea să fie ascendentă. Nu. Numărul de transplanturi este legat nu neapărat de fonduri, nu neapărat de medici. În primul rând, este legată de disponibilitatea organelor la donat. Sigur că ficatul se poate splita, poți dintr-unul să faci mai multe, rinichii sunt doi, țesutul osos, astea sunt mai multe la un donator. Inima este una singură. Din păcate, donatorii de organ, de cord, dacă sunt în vârstă, dacă au avut anumite boli, dacă au avut probleme pe coronare sau pe alte organe, dacă inima a trebuit susținută și nu este de cea mai bună calitate, nu poți să iei pur și simplu și să îi opui unui pacient fără responsabilitatea gestului. Deci nu toți donatorii de ficat, rinichi sau plămân pot fi și donatori de inimă. Asta e primul aspect. Al doilea aspect și poate cel mai important este că numărul total al donatorilor pe țară a scăzut și este în scădere față de anii precedenți. Ce face să fie așa, domnule doctor? Multiple cauze cred că sunt. Unu, scandalurile mediatice care au existat legate de transplant, poate că au dat înapoi foarte mult transplantul. Doi, comoditatea oamenilor și anumite percepte religioase care fac unele persoane să se gândească de două ori dacă să dea sau să nu dea. De multe ori poate este vorba și de comoditatea anumitor colective medicale de terapie intensivă care s-ar putea ocupa de menținerea în viață a unui potențial donator. În primul rând să nu uităm că eu am avut experiență și am lucrat în domeniul chirurgical de foarte mulți ani înainte de a ajunge în chirurgia cardiacă. Eu eram pregătit pentru chirurgia abdominală pentru că pe vremea aia nu prea se envizaja chirurgia cardiacă. După ce, vedeți și aici este, mâna nu se formează în chirurgie cardiacă. Ar trebui să faci un număr foarte mare de operații ca să îți capeți. La noi sunt prevăzute diferite stagii, foarte bine făcute din punct de vedere didactic.
dar sunt stagii care practic nu le aduc rezidenților ceea ce ar trebui să le aducă. Până se obișnuiesc, până îi văd noi responsabili, s-a terminat stagiul și ei nu au apucat să facă ceea ce ar fi fost prevăzut. Deci nu este o activitate foarte intensă pe rezident. Și după ce să revin îți antrenase ghilimele mâna și asta, să intri în spre chirurgia cardiacă, ăsta a fost norocul meu, pentru că eu am venit în chirurgia cardiacă având o experiență chirurgicală de bază. A început, cum spuneți, perioada Mureș, dar eu cred că apogeul și adevărata pregătire și adevărata chirurgie cardiacă ca învergură, ca număr de operații, am deprins-o în străinătate la profesorul Carpentier în Franța și acolo am fost uimit de volumul de muncă, de operațiile care le făceau comparativ cu ce făceam noi. Iar noi eram, mai ales că înainte de 89, eram jugulați din materialele care le primeam pentru fiecare operație, însemna o sumă de bani și cred că pe an nu știu dacă ne deau pentru 50 de operații bani, ministerul de pe acea vreme. Nu puteai, același lucru, nu puteai să te dezvolți și să capeți dexteritate și acuratețe făcând un număr minor de operații pe care stăteam un număr destul de mare de chirurgi pentru vremea aia. Și atunci, împărțind aceste finanțe la un număr de, eu știu, 5, 6, 7 chirurgi, vă dați seama ce însemna ca și număr de intervenții și posibilități de formare. Ca să constat, în Franța făceau 12 operații pe zi, în două ture. Și atunci, cum puteam noi să ne măsurăm cu ei? Aveau tot ce înseamnă literatură, aveau aparatură, aveau dispozabile, aveau săli de operații, de toate. De asta bănuiesc că și Dacia nu se poate compara cu BMW-ul sau cu Mercedes-ul. Dacă vorbim despre sistemul medical, încercăm să-l tratăm așa ca pe un pacient, e cu inima bolnavă? Ar fi rușinos să spun că este bolnav cu capul. Ceea ce vreau să spun prin asta este că ar trebui schimbate foarte multe concepții în sistemul medical românesc, care au început să se schimbe de-a lungul, însă se schimbă parcă prea încet față de... Adică numărul bolnavilor este foarte mare, numărul medicilor este foarte mic și numărul schimbărilor este și el mic. Au început să facă aceste salarii care sunt oricum rezonabile față de ce erau. Se pare că vor face și în spitale ameliorări de dotări și de medicație, deocamdată insuficiente, deocamdată sporadice și de asta zic că cred că e mai puțin imputabil medicilor cât conducătorilor, nu de acum, ci de-a lungul perioadei din 90 până acum, nu cred că au schimbat suficient. Au dat fonduri, dar nu au schimbat și proceduri. Sigur, sunt și medici, ca peste tot, și buni, și răi, și în toate felurile, dar cred că avem și medici buni care, din străinătate, cred că ar veni înapoi. Să vedem ce va face sistemul, ce condiții... Dar pe cei pe care îi mai avem să-i oprim aici, există soluții? Păi primele soluții le-au încercat și sunt soluțiile astea de salarizare. Le vedeți dând rezultate în jurul dumneavoastră, în spital? Păi e vorba de 2 luni de zile, este greu să umpli niște goluri. Mă refer în concepție, în mentalitate, nu vezi, toți au fost nemulțumiți inițial, că s-au... Deci așa este românul. Mi-ai crescut salariul. Nu este suficient. Deci ei încă nu s-au obișnuit că au crescut, sunt nemulțumiți. Trebuie să se instaureze, să spunem, o pace din asta socială între guvernanți și restul populației și poate după asta o să progresăm. Dumneavoastră personal ați fost tentat vreodată să plecați din România să profesați în altă țară? De multe ori. Ce v-a oprit? Cred că prostia. Sau inima, care bate aici.
Eu cred că prostia m-a oprit, adică dacă ar sta să analizez filozofic, sigur că inima și că mi-am dorit să fiu aici și tot au fost presiuni ca să fiu aici și din familie și asta. Dacă analizez rece și așa, prostia. Ați regretat vreodată că n-ați plecat să profețați în altă țară? Foarte multe ori. De foarte multe ori. De câte ori m-am izbit de ce se întâmplă în sistemul ăsta, am regretat. Însă am zis, dacă tot am venit atunci când poate că mi-aș fi clădit-o cu totul și cu totul altă direcție afară, aș fi fost altceva. Pe urmă, când, știi, tata zicea, păi ai învățat pe bolnavii de aici și te duci dincolo să operezi și asta, de ce să faci așa ceva? Era pe vremea respectivă o altă mândrie, știi, ai fi vrut să faci ceva și pentru țara ta, dar felul în care se întâmplă lucrurile și cum ești tratat aici, nu te lasă să mai simți asta ca pe o datorie. Te împiedică, față de țara ta. Te împiedică să mai ai aceeași opțiune. Viața lui David Pompei este una de roman. Inima lui cea nouă se leagă indestructibil de nobilul gest al donatorului, fără de care azi David nu ar mai fi avut ce să ne povestească. În urmă cu 18 ani, aștepta într-un salon al Spitalului Floreasca, împreună cu alți doi băieți mai tineri, șansa unui transplant. El a fost atunci compatibilul, cel ales de soartă să trăiască cu inima lui Marius. Atunci, în noaptea de 25 spre 26 octombrie 1999, David s-a născut a doua oară, când inima lui Marius s-a conectat perfect în pieptul lui David și a început să bată. Această inimă i-a redat viața, bucuria, puterea și fericirea iubirii. Azi David este un om împlinit. Povestea lui este povestea unui norocos, a unui om muncitor, cumpătat și recunoscător lui Dumnezeu că a trimis către el oamenii de care avea nevoie pentru a rămâne aici printre noi. Vă vine să credeți că joacă fotbal, că a sădit o livadă de pruni, a construit o casă și s-a căsătorit? Ascultați-l! Povestea lui și a întâlnirii cu tatăl donatorului este fascinantă. Ți-aduce aminte când ai primit vestea că a fost găsit un donator, că organul este compatibil și că vei intra în operație? A fost un pic mai dureros acel moment și vă spun de ce. Eram internat aici în spitalul acesta și eram 3 pacienți pe aceeași grupă de sânge. Așteptam aceeași inimă. Și unde puneți că în momentul care a venit inima, eu deja aveam 5 luni state împreună cu cei doi băieți. 5 luni în care noi mâncam din aceeași farfurie. 5 luni în care ne vedeam suferințele unul celuilalt. Unul era de aici, din București, Dumnezeu să-l ierte, pe Laurențiu. Unul era de acolo, din Maramureș, de la Moisei. Și în momentul în care dimineața ne-a spus să ne pregătească pe toți trei, să ne ia sânge, analizele de sânge, să le trimită la Institutul de Hematologie, acolo undeva pe strada Felix, sau nu știu unde e, așa, mi-aduc aminte, să vadă compatibilitatea pentru fiecare din noi cu cea a donatorului. Sigur, noi din momentul ăla nu am mai vorbit un cort. N-ați mai vorbit? Nu, pentru că vă spun de ce. Fiecare aveam impresia că celălalt va fi favorizat. Eu m-am operat în septembrie și el în anul următor, în mai, s-a operat și el, dar sigur că familia a fost avertizată că da, un plămân era deja atrofiat, ce fac, îi schimbă sau mai era singura lui șansă. A intrat în operație și n-a rezistat, a cedat după 2 sau 3 ore de la transplant în mijlocul nopții. 25 spre 26 septembrie 2001 a fost noaptea în care te-ai născut a doua oară, ai primit o inimă nouă, a fost Dumnezeu în care ai crezut întotdeauna alături de tine, dar și medicul care a făcut acest transplant reușit. Organismul tău a trecut destul de bine peste această operație. Ne arăți și nouă operația ta? Da, cu mare drag.
În momentul în care ai intrat în sala de operație, știai că va fi o operație reușită? Simțeai asta? Am sperat, am crezut, pentru că... Arată. Aproape că nu se vede operația ta, sunt aproape 17 acum, ani. Lucrurile astea depind foarte mult de colagenul fiecărui corp, că contează mult chestia asta. Și au lucrat cu profesionalism, echipa condusă de domnul doctor. Deci chiar au lucrat cu mare profesionalism și n-au vrut doar să fie pur și simplu un caz care, na, am făcut cum fac de fiecare dată, de altfel. Am plâns de fericire. Ce putem să fac? A trecut și eu câteva secunde, după care m-am ridicat într-un cot și am dat interviul, care sigur l-au preluat și celelalte televiziuni. Și așa a început noua ta viață. Da, a fost prima zi din a doua viață. O viață pe care a trebuit să o construiești, să o reconstruiești, pentru că... Să refac totul, adică să-mi reconstruiesc stilul de viață, să-mi regândesc toate mișcările, tot ce aveam de fapt. Ce s-a schimbat? Cum s-a schimbat? Nimic profund, adică ce s-a schimbat, primul lucru a fost starea de bine. Deci era cel mai important lucru, adică starea de bine, simțeam puls în toate degetele, mâinilor, picioarelor, în toate simțeam că trăiesc. Ce-ți doreai cel mai mult să faci în momentul în care vei ieși pe poarta spitalului? O multe îmi venea să fac, dar nu puteam decât ce puteam atunci. Nu aveam la îndemână lucruri care trebuia să le fac atunci sau vroiam să le fac. Multe. Primul rând venea să urlu de fericire. Erau 3 săptămâni și 2 zile după operație, atât am stat aici. N-am stat mai mult. Am avut o foarte bună autosugestie. Chiar erau mândri, pot să zic, medicii de aici și doamnele asistente, doamnele doctore sau așa. Chiar, na, am fost model. Adică m-am autosugestionat, tot o să fie bine, tot o să fie ok. M-am dat la 2 zile jos din pat cu toate alea pe mine, cu perfuzii, cu ventuze. Să fac genoflexiuni, sigur că eram foarte slăbit, și cu ochii în monitor. Și m-a bătut doamna doctor anestezist, mi-a bătut din geamul din camera de gardă. Păi ce faci, dai jos din pat? Vreau să văd ce ați lucrat aici, a schimbat ceva, n-a schimbat. M-a găsit. În legea transplantului normal nu se dau date unii despre alții, pentru că lumea se poate schimba în timp, adică poți să fii hărțuit, poți să ți se ceară. Lumea se schimbă, na. Și ai întâlnit familia donatorului? Da, m-au căutat, m-au găsit. Cum? După 8 ani de zile. Și de atunci păstrăm legătura, participă la toate evenimentele din viața noastră, participăm la evenimente din viața lor. Simt o legătură foarte strânsă. Cred că a fost unul dintre cele mai grele momente de după transplant în viața mea. Pentru că vă închipuiți că m-am întâlnit cu omul, am stat, am băut un ceai, nu ne spuneam nimic, aproape 5 minute. 5 minute e foarte mult. Când se întâlnesc două persoane prima dată, să nu spună nimic, e chiar foarte mult. Eu uitam unul în ochii la celălalt, nu știam ce să spunem, adică nu știam oare jignim dacă spunem ceva sau întrebăm sau... Da. Sigur că pentru dânsul a fost durerea mult mai mare. În momentul, la un moment dat, o scos o fotografie din buzunar și mi-a pus-o pe masă și a zis: acesta a fost Marius, la cărui inimă e în pieptul tău. Am ridicat fotografia, clar, am început să plâng, că e o chestie foarte sensibilă. După care a zis: crezi că putem să mergem acum la cimitir să prindem o lună? Era 8 seara. În noiembrie se întunecă destul de repede. Da, sigur. Și am mers la cimitir. Era chiar la intrare în cimitir, în breadă era un proiector acolo și restul era beznă în tot cimitirul. Sigur că dânsul știa aleea unde
își are fiul îngropat. Am ajuns acolo la mormânt. Am prins cu greu, am prins lumânările, fiind pe deal acolo, sufla vântul sau stins sau... Au ars în cele din urmă. Și la un moment dat, stând la căpătăiul mormântului, o cruce în fața mea și în fața crucii era mormântul la căpătăie acolo. Era în dreapta mea, aveam un sacou din piele cu fermoar până jos, sub el un pulover tot așa, pulover jerseu, mă dite, cu fermoar tot până jos și de desubt un tricou mulat pe corp. Și m-a rugat frumos dacă poate să asculte inima băiatului lui la căpătâiul lui. Ce puteam să zic mai mult? Da, bineînțeles. Desfăcut. Al doilea fermoar deschis, cum era în dreapta mea, a pus mâna stângă pe după mine, urechea stângă și-a lipit-o aici și mâna dreaptă a pus-o așa. Și sigur, eu peste capul dânsului mă uitam la mormântul băiatului și la cerce. Și mai cădea câte un fur. Am plâns, atunci mi-a fost foarte greu. În momentul ăla și simțeam lacrimile cum îi curg pe mână, că eu am pus mâna peste el, am strâns în brațe. A fost un moment foarte greu. Care au fost visele pe care ți le-ai împlinit după operația asta? Foarte multe. Multe. Restul a depins doar de partea financiară care m-au ținut în loc. În rest, am călătorit mult. Am fost în Statele Unite de atunci. Nu este țară în Europa în care să nu fi pus piciorul. Adică tot așa. Am combinat utilul cu plăcut, adică eram la muncă și bifam câte o țară, câte o capitală, câte o așa. Sunt în continuare restricții în viața ta zilnică? Nu am nicio restricție. Nu te menajezi? Nu menajez, dar după atâta timp, sigur, la început m-am menajat foarte mult, adică să nu fac aia, să nu fac aia. În timp am dat drumul și instinctului până la urmă. Adică am simțit că mă simt bine. Am văzut că lucrurile decur normal, nu mă supără nimic. Am mai forțat un pic. Nu m-am oprit din a face mișcare. Singura problema mea să nu mă pui să stau. Dacă mai pui să stai, încet probabil n-o să ajung la analizele care le am acum. Am făcut o casă cu ajutorul lui Dumnezeu. Ai construit-o după... Da, bineînțeles. În această nouă viață, da? În cea de-a doua viață ta. Noua viață am făcut multe. Am plantat o livadă pe un hectar. După aia am cumpărat, lucrând în domeniul transportului, mi-am cumpărat eu tirul meu. Am vrut să intru în domeniul afaceri. N-am zis că, știu, mai dau o pâine la 1-2 oameni pe lângă mine. Chiar la 2 luni după operație, eu când m-am externat de aici, aveam un puls foarte mic. Aveam undeva sub 50 de bătăi pe minut. Și domnul doctor Brădișteanu a venit așa, tot așa, lunar, dar la 2 luni după operație. Vorbise cu doamna doctor Magdalena Ghiulea, doctora anestezistă. Zice, David, îi punem un pacemaker, adică stimulator de... să-mi țină pulsul mai sus. Da. Eu sigur, deja în 2 luni deja fusesem acasă, am văzut ce se întâmplă în efort, ce se întâmplă în repaus. Și spuneți la domnul doctor că nu vreau acel stimulator, că dacă vrea să-mi ia pulsul după ce îl iau în brațe de la parter și îl aduc la etajul 5. Sigur, doamna doctor mi-a și eu spus. Domnul doctor, eu spus înapoi, spune el la David, nu trebuie să mă ia pe mine în brațe, să se ducă la testul de efort. De testul maxim de efort. Și am început, nu se începe ușor, alergare ușoară, alea monitorizat tot, după care maxim. Încep de urca pulsul până la 120 în efort maxim și acolo o stat, nu mai urca de acolo nici cu o bătaie în plus. Așa e normal, în efort să fie acolo. Și când a început să fie mai lejer deja spre sfârșitul testului, inima a început să bată mai puțin. Adică să revină la... Și așa am adus pulsul la 70-74. După transplant, la ceva timp, ai început să faci și sport, să participi la competiții
îți propusese și asta sau a venit așa ca o întâmplare? Îmi propusesem pentru că în cadrul Asociației Transplantaților se făceau anumite activități sportive, cum ar fi Jocurile Olimpice ale Transplantaților, Jocurile Mondiale ale Transplantaților. Am ajuns în 2015 să mergem la campionatul balcanic de fotbal al pacienților cu transplant, sigur, din echipe mixte care fac parte persoane cu transplant, medici transplantologi și foste glorii ale fotbalului din România. În 2015 la Sofia am luat chiar premiul de cel mai bun jucător al turneului. Echipa, împreună cu echipa am luat medalia de aur. Tu le vorbești oamenilor despre experiența ta și despre cât este de important să accepte donarea de organe? Peste tot unde, eu niciodată nu mi-am ascuns problema, adică eu nu mai consider o problemă, e o chestie care mie mi s-a întâmplat și din fericire a fost un succes, 1100%, da. Pentru că în ultima perioadă am văzut și probabil eu nu cred că din cauza de non-informării media, se fac informare, media se face, se spune pe toate posturile, doar că probabil populația nu mai e sensibilă, sunt prea multe probleme de zi cu zi ale oamenilor care asta chiar o trec pe plan secund. Aici se încheie întâlnirea cu doi oameni care și-au împletit destinele în mod miraculos, doctorul Șerban Brădișteanu și pacientul David Pompei, doi învingători care își continuă drumul vieții, fiecare cu misiunea sa.